Domnilor copreședinți, de ce ați decis ca prima casă, programul prima casă, să fie scos de sub incidența legii dării în plată? Pentru că știu că în Senat PNL-ul a susținut să cuprindă acest program. Am discutat cu specialiștii din cadrul partidului și tocmai pentru a nu exista niciun fel de suspiciune că vor fi prejudiciați în vreun fel cei care apelează la proiectul Prima Casă și cei care vor vrea să apeleze la acest proiect pe viitor din pricina unui comportament nu foarte elegant al băncilor, am decis să punem înaintea oricărui lucru securitatea din acest punct de vedere a consumatorului, pentru a nu fi supus unor presiuni sau unor riscuri ulterioare în cazul în care banca nu are tocmai un comportament sau băncile din România își decis să-și pună în aplicare vreun fel sau altul, nu le-aș spune amenințări, dar lucrurile expuse public. Haideți să fiu elegantă până la capăt.